Da. Pentru film, hai să reluăm, dragilor. Deci Mihai și cu Cosmin mi-au propus să lucrăm ceva la binoul din Newton. Însă eu am revenit un pic și am zis, hai să vedem care-i treaba cu analiza combinatorică, cu aranjament de permutări combinării. Și mi-am dat seama că, deși în lecția trecută noi n-am făcut, ei au crezut că se poate face mai departe tema la clasă, cum sunteți voi obișnuiți. Trebuie la lecția următoare, asta am uitat-o, nu mă mai interesează. Nu se poate, la matematică nu se poate așa. Trebuie totul clădit. Și se pune cărămidă peste cărămidă și de fiecare dată rezultatele anterioare fac ca să mergi la lecția următoare. Așadar, analiza combinatorică facem un pic. Analiza combinatorică, da? Am făcut o dată trecută și vă amintesc că Andrei a fost cea care v-a prezentat. Nu dacă ați văzut, lecția este vizionată destul de bine, un număr destul de mare. Bine ați fi să o refaceți și voi, că voi credeți așa, nu am treabă ce e acolo. Nu, păi tocmai asta. Da. Alo? Bună seara! Eu sunt într-o lecție la matematică acum. Peste o oră. Vă salut! Deci, spuneam că ne-am apucat de treabă, am reamintit formulele acestea. Am insistat cu exprimarea factorialului mai mare cu ajutorul factorialului mai mic și le-am propus, dragilor, un sistem. Sigur, am insistat că în clipa în care vedem combinări sau aranjamente, trebuie să ne asigurăm că ăsta de jos și cel de sus sunt numere naturale și că ăsta de jos e mai mare egal decât cel de sus. Ăsta e lucru foarte important. Cum punem condiții la ecuații iraționale cu radicali? V-am amintit că era specialist la ecuații raționale, când puneam acolo condițiile cele de existență la radicalul de ordin par, la logaritm punem condiții, așa și la combinări și la aranjament. Și pe baza formulei de acolo am încercat să traducem combinări de 2x la de y plus 1, ce înseamnă? Înseamnă L de sus factorial supra L de jos, nu, L de jos factorial supra cel de sus factorial, pe lângă diferența lor. Dintre ăsta de jos către ăla de sus. Am făcut acest lucru pentru primul, pentru al doilea. Sistemul ăsta devine așa ceva. 2x supra y plus 1 prin așa. Și acum reflectam și ne uitam cu atenție cum să mai continuăm. Și a fost ideea că, dat fiind faptul că aici avem 5x și aici 10, ce ar fi să avem același lucru? Și atunci am mulțit cu 2 aici și cu x din coace ca să ajungem la 10x. Asta este motivul, da? Și acum am mulțit cu 2, prima devine ori 2 egal cu 5 ori 2, 10x. Iar cea de-a doua devine, nu? Ori x egal cu 10x. Și ce să facem când am avem și stânga și dreapta egal cu același lucru? Ce părere aveți? Ce e de continuat? Păi care a fost motivul de a ajunge la 10x? Mihai, ce părere acum? Ce faci mai departe? Păi de ce crezi tu că am zis să mulțim cu 2 și să ajungem la 10x din coarță tot la 10x? Să avem aceeași lucru ca să putem egala ăsta din... Nu? 10x este asta. 10x este asta. Nu înseamnă că aceste două sunt egale? Deci din astea... Din faptul că amândouă sunt egale cu 10x, înseamnă că membru de aici e egal cu membru celălalt. Deci de aici se rezultă că vorbește mai aici. 2x. Deci 2x ori, zic, 2x ori factorial. 2x factorial ori 2. Da.
supra y plus 1 factorial. Y plus 1 factorial ori 2x minus y minus 1 totul factorial. Minus 1 totul factorial este egal cu 2x minus 1 totul factorial ori x. Deci 2x minus 1 factorial ori x supra y factorial. Da. Ori 2x minus y minus 1 tot factorial. 2x minus y minus 1 factorial. De acum, privind la egalitatea asta, uitați-vă cu multă atenție la egalitatea asta și spuneți ce aveți de gând să faceți. Deci uite-te și în stânga și în dreapta. Unor vedem același factorial în ambii membri? Da. Care este factorial? Și în stânga și în dreapta. Nu putem împărți și în stânga și în dreapta la numitor cu ăsta? Asta și asta. S-a terminat. Acum. Practic ce a rămas? Hai să vedem ce a rămas. Echivalent cu... Vorbește Cosmin. 2x factorial ori 2. Deci 2x factorial ori 2 supra y plus 1 factorial. Y plus 1 factorial. Egal cu 2x minus 1 factorial ori x. 2x minus 1 factorial ori x. Supra y factorial. Supra y factorial. Privește la egalitatea asta și visează să ai același factorial și în stânga și în dreapta. Ca să poți simplifica, că bine am fost aici mai devreme. La numitor, hai să ne concentrăm la numitor. Ai y plus 1 factorial și dincolo y factorial. Care e mai mare? Y plus 1. Și ce facem cu factorialul mai mare? Ce am făcut cu 7 factorial? L-am exprimat pe ăla mai mic. Da, îl scriem pe y plus 1 cu ajutorul lui y. Calculator y factorial. Deci va fi egal, echivalent cu va veni 2x factorial ori 2 supra supra y plus 1 factorial. Păi, am zis că umblăm la asta. Y factorial plus... Cum se scrie y? Y. Păi zis că el mai mare. Ăsta e mai mare, există, nu? Da. În funcție de asta mai mic. Deci umblăm la y plus 1. Cum o scrie? Y. Y factorial ori. Ori y plus 1. Scriem toți factorii până la y și pe urmă scriem pe următor. Deci vine supra y factorial pe lângă y plus 1. Da? Egal cu cine? 2x minus 1 tot factorial ori x. 2x minus 1 factorial ori x supra y factorial. Acum ești fericit că l-am numitor la y factorial și într-o parte și în alta și scăpăm de y factorial dintr-o parte și în alta și atunci ești echivalent cu. Cum se așează după mișcarea asta? Devine 2x factorial ori 2x factorial ori 2 supra cine? Y plus 1 egal cu 2x minus 1 factorial 2x minus 1 factorial ori x supra 1. E, mai 2 factorial de comparat. Unul e 2x și altul e 2x minus 1. O scriem pe 2x minus 1 ca... Care e mai mare dintre 2x și 2x minus 1? 2x e mai mare. Și la ăla umblăm. Da. Cum îl scriem pe 2x? 2x minus 1 factorial. Așa. Deci vom scrie, umblăm la ăsta, da? Da. Și zicem 2x minus 1 factorial pe lângă 2x, nu? Ori 2x, că am ajuns până la el. Deci în loc de 2x factorial, am zis 2x minus 1, adică unul mai mic, ori 2x, și ori 2, totul supra y plus 1, egal cu cine? Egal cu 2x minus 1, 2x minus 1 factorial, ori x.
Și acum privim. Avem o dată 2x minus 1 în stânga, 2x minus 1 factorial în dreapta, același factorial. Simplificăm stânga dreapta cu 2x minus 1. Ce devine ieșițiu? De sistemul dat de la început, sistemul acela este echivalent cu, spuneți voi, cu ecuația care? La ce ecuație am ajuns? 4x. Da? Deci e vorba de 4x, e 2 ori 2, da? 4x, 4x, supra y plus 1 egal cu x. X. Mai putem împărți și în stânga și în dreapta printr-un x. Așa este? Da. Deci împărțim printr-un x. Adică tăiem pe x din stânga și din dreapta și ce devine? Echivalent cu 4 supra y plus 1 egal cu 1. 1, da. Adică 4 egal cu y plus 1. Deci rezultă 4 egal cu y plus 1. Adică y egal cu cât? Cu 3. Fain. Nu așa vine? Y egal cu 3. Și iată, avem pe y găsit, y-ul e 3, și ne ducem într-una din ecuații de la început și în loc de y punem 3. Și acum devine. Ia să vedem ce devine. Una din ecuații. Deci cu y egal cu 3, avem ecuația combinări de vorbește mie, combinări de 2x luate câte? 3 plus 1, 4. 4 egal cu? 5, 8. Bano. 5x. Egal cu 5x. Echivalent cu? Să scriem pe combinări de 2x luate câte 4. După formulă. 2x. Deci vine 2x factorial, așa spui, nu? Supra. 2... Y... Supra 4 factorial. Pe lângă? Pe lângă 2x minus 4 factorial egal cu 5x, da? Echivalent. Spune. Vedem 2x factorial și jos 2x minus 4 factorial. Dintre ăștia doi, care e mai mare? 2x. Da. Atunci pe el mai mare cu ajutorul ăsta. Și zicem. Deci în loc de 2x cu cine încep? 2x minus 4 totul factorial. Ori 2x minus 3. Ori 2x minus 3. Ori 2x minus 2. Așa vine? 2x minus 3? Da. 2x minus 2, apoi cât? 2x minus 1 și în sfârșit 2x. Am ajuns la el. Da. Totul supra. 4 factorial ori 2x minus 4. Ori 2x minus 4 factorial, da? Și 2x minus 4 cu 2x minus 4 și egal cu cât era aici cu 5x, da? Și acum, ce ecuație a apărut? A apărut așa, 2x minus 3, de-a de da. Pe lângă, vorbește mai. Pe lângă 2x minus 2. Da, pe lângă 2x minus 1. Da. Ori 2x. Supra 4 factorial, care înseamnă câți factori? 1 ori 2 ori 3. Da? 1 ori 2 ori 3 ori 4. 1 ori 2 ori 3 ori 4. Da, lăsăm așa, 1 ori 2 ori 3 ori 4. Egal cu 5x. Egal cu 5x. Fiindcă avem x în stânga și în dreapta, ce putem face? Împărțim egalitatea prin x, sigur că da. Deci împărțim totul prin x și devine. Știm ce devine. Hai, vorbește. 2x minus 3. Deci o să avem 2x minus 3. Pe lângă 2x minus 2.
2x minus 2, apoi, ori. Lângă 2x minus 1, ori 2, egal cu 5, egal cu 5, supra. Ori. Cu 5 era așa, duce la cealaltă, 5 ori 1, ori 2, ori 3, ori 4, da? Era supra... Așa este, da? Dar dacă aduc la cealaltă viitor, înseamnă că la 5 înmulțesc cu 1, ori 2, ori 3, ori 4. 1, ori 2, ori 3, ori 4. Și... Hai să vedem ce facem acum. Reducem 2 cu 2. Deci împărțim pentru un 2 stânga dreapta, vezi că este un 2 și aici, da. Și devine 2x minus 3. 2x minus 3. Pe lângă 2x minus 2. Pe lângă 2x minus 1. Egal cu 5 ori 1 ori 3 ori 4. 1 nu l-ar mai pune, că îl pune degeaba. Da. Eu zic 3 ori 4 ori 5. Da. Că 2 s-au terminat, nu? Da. Egal cu 2 ori 3, nu 2 ori 3, 3 ori 4 ori 5. Câți factori am aici înmulțiți? 3. Câți sunt aici? 3. Ei sunt aici consecutivi, nu? Unul după altul. Aici cum sunt? Tot unul după altul. Înseamnă că ăsta de aici, 2x minus 3, cât trebuie să fie? 3. Celălalt 2x minus 2 egal cu 4. Și 2x minus 1 se face 5. În mod sigur, așa trebuie să se întâmple. Deci de aici rezultă că 2x minus 3. 2x minus 3 egal cu 3. Adică 2x egal cu 6. X egal cu 3. X egal cu 3. Deci l-am găsit pe X egal cu 3 și pe Y egal cu 3. Vedeți? Hai să mai reluăm încă o dată exercițiul ăsta, să vedem care au fost pașii și ce nu a mers, de ce n-a mers. Mai întâi, am avut de rezolvat un sistem, vedeți, de două ecuații, două sunt, cu două necunoscute, X și Y. Din punerea condițiilor, ăsta două, am constatat că X-ul și Y trebuie să fie numere naturale. Dacă însă găseam pe X și pe Y fracții, erau prostii. Înseamnă că fie greșitul la exercițiu, la lucru, fie că autorul n-a fost atent când a dat acolo, sau era o greșeală. Dar, odată stabilite lucrurile acestea, că X și Y sunt naturale, sigur, mai trebuia să vedem acum dacă sunt îndeplinite condițiile acestea. 2x mai mare egal decât y plus 1. X-ul cât este la noi? 3. 2 ori 3? 6. 6 e mai mare decât 3 plus 1? 4. E adevărat. Și cealaltă condiție trebuia să o îndeplinesc? Adică 2 ori 3? 6 minus 1? 5. Dar mai mare decât 3. E adevărat. Deci am un două condiții sunt îndeplinite. Îi semn că am lucrat bine. Sunt numere naturale și că condițiile de existență sunt îndeplinite. Și ce am făcut mai departe? Am tradus după formulă, am șters acolo zona aceea, am tradus ce înseamnă combinarea de 2x luată cât e y plus 1 și combinarea de 2x minus 1 luată cât e y. Le-am tradus după formulă. Și sistemul ăsta devine de sistemul 1, da? Sistemul 1 1 devine, adică ăla de sus, devine. Asta egal cu 5x, cum vedeți, și celălalt egal cu 10. Unde credeți că este momentul cel mai fierbinte al exercițiului, cel mai important? Acum, aici. Când înmulțim cu 2 și înmulțim cu x, pentru ca să avem egalitatea, care este egalitatea aici, 10x și 10x, să ne permită să egalăm membrul ăsta cu ăsta. Și când egalăm, apare o egalitate, de acum o egalitate, în care intervine factoriale. Și ochiul nostru fuge după ideea asta. Să scăpăm de factoriale.
Și avem de acum în cap un singur lucru. Factorialul mai mare, să-l exprimăm cu ajutorul factorialului mai mic. Deodată vedem 2x minus y minus 1 și 2x minus y minus 1 și în stânga și în dreapta. E clar că simplificăm, egalitatea rămâne. Și după ce am simplificat, ea devine ce? 2x factorial ori 2, vedem aici. Umblăm la y, aici este 2x factorial al 2 supra y plus 1 egal cu 2x minus 1 factorial al x supra y factorial. Vedem că avem y plus 1 factorial și y. Căutăm să le exprimăm factorialul mai mare cu ajutorul celui mai mic, pe y plus 1 factorial cu ajutorul lui y, ca să simplificăm stânga-dreapta. Am făcut chestia asta. Acum ne uităm 2x factorial și 2x minus 1 și cel mai mare e 2x. Umblăm și simplificăm și pe aici. 2x minus 1 cu 2x minus 1. Și în sfârșit ne rămâne o ecuație simplă, că simplificăm și cu x-ul, scăpăm și ne conduce la y egal cu 3, da? Că vine 4x supra y plus 1 egal cu x, împărțit pentru x. Adică e 4 supra y plus 1 egal cu 1 și din rezultă y egal cu 3. Cu o dată y-ul știindu-l, în oricare din ecuații, fie în prima, fie în a doua, locuim pe y și constatăm, lucrăm ecuația asta, una din ele, și frumos totul se duce până când apare un produs de 3 factori egal cu 3 factori. Ei sunt consecutivi, aici consecutiv, ne trimite că ăsta să fie 3, celălalt o să fie 4, dar același x îți dă. X-ul, fie că iai pe prima 2x minus 3 egal cu 3, fie că luăm pe 2x minus 2 egal cu 4, tot x egal cu 3. Fie că luăm pe 2x minus 1 egal cu 5, tot, că 2x minus 1 egal cu 5, 2x egal cu 6, x egal cu 3. Și cu asta am găsit pe x și pe y. Da? Deci, observăm că avem ecuațiile acestea și numai după ce lucrăm aici, înțelegem niște lucruri, mergem mai departe, da? Hai să mai vedem un conexiu de asta. Și până mă duc la binomul Newton. Dar vreau antrenamentul ăsta să-l puneți la punct. Iar pe data viitoare, pe mâine, vă cer să-i lucrați toate ghișițile astea de acolo. Și veniți, n-am știut, nu mi-a ieșit ăla, ăsta nu mi-a ieșit. Atunci știu și eu ce trebuie să fac. Da. Dictează-mă niște care îți place ție. Tot o sistemă pe aici. Unul de acela care e. Spuneți. Din 7 aranjamente din 5x luate de y. Aranjamente de 5x luate câte y? 7 înainte, 7 ori 7 mulțit cu aranjamente de 5x luate câte y. Egal cu aranjamente de 5x aranjamente de 5x y minus 1 luate câte y minus 1 și 4
Combinăr de 5x luate câte y egal cu 7, combinăr de 5x luate câte y minus 1. Y minus 1, da. Da, te rog, cum pornim aici? Condiții. Zii tu. Hai. 5x și y. Mai mai să dau decât de ori. Nu, să aparțină. Numerelor naturale. Și tot atât de bine. 5x și y. 5x să fie mai mare egal decât y, nu? Ăsta de jos mai mare decât el de sus. Apoi. x și y minus 1. Sigur că da. 5x și y. 5x și y să fie. Dar zici 5x dacă am zis odată nu mai vreau să-l mai pun, nu? Am spus să fie natural. Y și y minus 1 să fie natural, da? Da. Adică y minus 1 să fie natural, ca și mai spune că y să fie natural. Da. Da? Y să fie natural. Y minus 1, adică Y minus 1 să fie mai mare egal ca 0, Y mai mare egal decât 1. Deci Y minus 1 mai mare egal decât 0 înseamnă că Y mai mare egal decât 1. Deci Y natural și mai mare ca 1. Da? Y natural și mai mare egal decât 1, adică n-am nevoie să fie 0. Y din natural, din N steluță. Fără 0. Apoi, combinări de 5x luate câte y, tot așa 5x și y să fie naturale. Dar le-am pus odată 5x și y să fie naturale. Și y mai natural, y mai mare decât 1, totul e rezolvat. Dar 5x să fie natural, ca și cum aș spune că x să fie natural. Anumite x-ul și y-ul să fie naturale. Da? Dar Y nu are voie să fie 0. E, și sigur și condiția 5X mai mare egal decât Y o să vedem la sfârșit. Să avem în vedere asta. Și 5X mai mare egal 5X mai mare egal decât Y minus 1. 5X mai mare egal decât Y minus 1. Și la arrangement și acolo. Condițiile am terminat-o. X și Y naturale și 5X mai mare egal decât Y minus 1. Și acum ne apucăm de lucruri. Te rog, Mihai. Arătăm. Traducem formulele. Adică ce? În loc de aranjamente, cât punem? Deci sistemul devine tradus de noi. Ce devine? 7 ori. 7 ori. La aranjamente. Păi am avut formule acolo. Am debutat cu trei formule. Am 3 formule scrise. Cel de jos factorial. 5x totul factorial. Supra. Supra. 5x minus. Atâta, numai diferența. 5x minus y. Factorial. Egal cu. Cosmin, egal cu. Tot aranjament. Tot aranjament am zis. 5x factorial. 5x totul factorial. Supra 5x minus. Supra 5x minus. Minus 1 factorial. Minus y plus 1. Plus 1. Din ce motiv? Că minusul din față schimbă, da? Și cu asta am terminat prima ecuație. Mihai, vine 4 ori. 5. Ori. La combinări acum, pe urmă. 5x factorial. 5x totul factorial. Supra. Y factorial. Y factorial. Pe lângă 5x minus y. 5x minus y. Totul factorial, da? Egal cu? Da. 7 ori.
Oricine. Cinci x fructul factorial. Supra 5x minus y plus 1. Minus y, 5x minus y plus 1, da? 5x minus... La combinare, numai atâta este? Da. Numai diferența la combinare? Nu este și cel de sus factorial? Nu, no, bazat păi înainte. Așa trebuie să spun. Y minus 1 factorial ori diferența. 5x minus y plus 1 factorial. Echivalent cu. Ce observăm la egalitatea asta? Ce s-ar putea face? Scăpăm de 5x factorial. Că e și în stânga și în dreapta, da? 5x factorial cu 5x factorial. Și partea cealaltă la fel. Și la a doua ecuație la fel. Și cât rămâne? 7 supra 7 supra 5x minus y factorial egal cu 1 supra 5x minus y plus 1 factorial și 4 supra y factorial. Da. Sunt 5x minus y factorial. 5x minus y factorial egal cu... Egal cu 7 supra y minus 1 factorial. 7 supra y minus 1 factorial. Sunt 5x minus y plus 1 factorial. Pe lângă? 5x minus y plus 1 factorial. Echivalentul. Ia să vezi ce putem face acolo. Înmulțim cu 7. Nu, acum avem șansa să privim așa stânga-dreapta la cei doi factoriali, să putem simplifica. Nu mai avem situația dinainte, e altă problemă aici, nu? Altă situație. Am 5x minus y factorial și 5x minus y plus 1 factorial. Care e mai mare dintre ei? La ăla umblăm? 5x minus y plus 1 factorial. Plus 1. În funcție de asta mai mic. Da. Te zice 7 supra. Cât da? La ăla mică lăsăm 5x minus y factorial egal cu 1 supra și aici umblăm. 5x minus y factorial. 5x minus y factorial. Ori 5x minus y plus 1. Plus 1. 5x minus y plus 1. Și jos, 4 supra. 4 supra y factorial. Y factorial. Pe lângă 5x minus y. Dar între y factorial și y minus 1, iar privim. Da, da. Care e mai mare? Y. La y factorial mai mare. E mai mare. Și asta în funcție de asta mai mic. Da. Y minus 1 factorial. Y minus 1 factorial ori y. Da. Da? Și între 5x minus y factorial și 5x minus y plus 1, hai să umblăm și pe ăștia doi. Care e mai mare? 5x minus y plus 1 mai mare. Ăsta umblăm. Da. Și pe și ăsta îl scriem. 5x minus y factorial. Egal cu 7 supra. Y minus 1 îl lăsăm, că era mic. Da. Da, y minus 1 factorial. Pe lângă. 5x minus 1. 5x minus y. Așa. Factorial. 5x minus y factorial. Pe lângă 5x minus y. Minus 5x plus minus 1. Y plus 1. Și. Simplificăm sus cu 5x minus y. Cu 5x minus y. În partea cealaltă, y minus 1, y minus 1. Da. Și 5x minus y cu 5x minus y. Corect. Și cu 5x minus y, da? Da. Și ce devine? Sistemul devine echivalent. 4 supra y. 4 supra y. Egal cu 7.
Dar prima, să scriu de prima ecuație. A, da. 7. 7 egal cu... 7 egal cu... 5 x minus y plus 1. Cu 1 supra. 1 supra, da. Așa este, nu? 1 da. Supra 5 x minus y plus 1. Iar a doua? 7... 4 supra y. 4 supra y. Y, atât, da? Egal cu? 7. 7, atât? Da. 7, nu cred. O, da. Păi nu a rămas 5x minus y plus 1? Am dus factorial, 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 factorial. A rămas y-ul, e corect. Dar aici a rămas 5x minus y plus 1. Da. Păi, am revenit, nu am mai tăiat, știi? Da, da. Am tăiat pe 5x minus y factorial. 5 minus y factorial. E supra cine? 5x minus y plus 1. 5x minus y plus 1. Echivalentul. Ei, aici amplificăm, nu? Cu, la 7 cu 5x minus y plus 1 și vine 7 pe lângă 5x minus y plus 1, egal cu 1. Deci 7 pe lângă 5x minus y plus 1, egal cu 1. Și aici? Tot la fel. 4 ori ăsta egal cu 7y, da? Deci 4 ori, vorbește, mi-ai? 4 ori 5x minus y plus 1, egal cu 4y. Egal cu 7y. Da. Nu-i 7 aici? Ba da. Echivalentul. Cosmin, continuă. 30 și ceva. Hai, Cosmin. 7. Ce e echivalentul tău? 35x minus 7y plus 7. Da. Egal cu... Bun. Bun. Și? Și 20x minus 4y plus 4 egal cu 4y. Egal cu 7y, nu? 4y. 7. A, 7y. 7y. Echivalent cu? Ducem tot într-un singur membru și ce avem? 35. Hai să zicem x și y într-un membru și termenul liber în dreapta. Și vine 35x minus 7y egal cu? 32x. 35x minus 7y egal cu? 6. Cu minus 6. Oh, minus 6. Da? Egal cu minus 6. 1 minus 7. Da. Minus 6. Și cea de-a doua? 20x minus 4y. 20x minus deodată. Minus 11y. Minus 11y, da. Minus 11y. Egal cu minus 4. Egal cu minus 4. Și un sistem de două ecuații cu două necunoscute, necunoscute de x și y. Cum propuneți să-l facem? Hai să reducem pe cineva din... Pe cine propune să reducem? Pe y sau pe x? Pe x. Pe x, poftim, dacă pe x, pe x. Ziceți-mă atunci. Trebuie să aveți același coeficient aici. Cu cât pe primul? Pe primul ușor, pe Y. Atunci, pe Y. La Y, ca să le ducem pe Y? Înmulțim cu... sus cu minus 11, cu plus 11. Cu 11 și jos cu? Și cu așa rămâne. Păi dacă... Pe 7 și 11? Da, cu 7. Deci primul cu 11 și a doua cu... Minus 7, ca să fie de semn contrar, da? Mă spui ce se cu minus 7. Și atunci ce devine? Echivalent cu Mihai? Ce devine? Mihai? 35 ori îți face. Că-ți face? Să ia mă țința acolo. da? 385. X. X. Minus, plus 77. Minus.
minus 77, da? 77 y egal cu? Egal cu minus 66. Minus 66. Apoi? Minus 140. Minus 140 x plus 77 y. 77 y egal cu? Plus 74, 28. 28. Și? Și la bună, 245. 245 x egal cu minus 8 din 16 8, da. 2 din 5 3 38 minus 38. Și atunci x ar fi egal, egal cu minus 38 pe 245. 245. Dă un număr natural, x-ul natural? Nu. Nu. Nu aparține lui el. Asta înseamnă că am greșit undeva. Reluăm din nou. Deci, haideți să vedem unde e greșeala. Mai uite-te pe cai, dacă mi-ai dat dictat corect. 7 aranjamente de 5x luate câte y? Da. Egal cu aranjamente de 5x luate câte y minus 1. Apoi 4 combinări de 5x luate câte y? Da. Egal cu 7 combinări de 5x. Da. E așa. Urmărim. Este o greșeală sau o descoperim? 7 ori. Ăsta de sus, de jos factorial supra diferență la aranjamente. Da. 5x minus y. 5x factorial, 5x minus y plus 1. Bine, nu? Apoi, 4 factorial ori 5x factorial supra L de sus factorial pe lângă diferența. 5x minus y factorial egal 7 ori y minus 1 factorial pe lângă 5x minus y plus 1. 5x minus y plus 1 factorial. Și echivalent cu 5x factorial și în stânga și în dreapta, am scăpat de factoriale, bine. 7 supra 5x minus y factorial și 1 supra 5x minus y plus 1 factorial. Și observăm că și 4 supra y factorial pe lângă 5x minus y factorial egal cu 7 supra y minus 1 factorial pe lângă 5x minus y plus 1 factorial. Între 5x minus y și 5x minus y plus 1 e mai mare ăsta. De ăsta umblăm în funcție de ăsta micul. Scăpăm de factorial și vine 7 până la urmă egal cu 1 supra 5x minus y plus 1. Perfect. Al doilea, la ecuația asta, între y și y minus 1, ăsta e mai mare. Și îl exprimăm pe ăsta mai mare, partorul ăsta e mai mic. Y minus 1 ori Y și între 5X minus Y și 5X minus Y plus 1 e mai mare ăsta, da? Cum s-a întâmplat și sus. Îi scăpăm de ăsta și mai rămâne 5X minus Y plus 1. Deci face 4 pe Y 4 pe Y egal cu 7 supra 5X minus Y plus 1. De acord, da? Și 7 ori ăsta 7 pe lângă 5x minus y plus 1 egal cu 1. Și 4 pe lângă 5x minus y plus 1 egal cu 7y. Mergem mai departe. 35x minus 7y plus 7 egal cu 1. Și 4, 20x minus 4y plus 4 egal cu 7y. Vine 35x minus 7y egal cu minus 6 și 20x minus 11y, nu? Că ducem aici, egal cu minus 4. Am amplificat cu 11 și cu minus 7 ca să reducem pe y. Și vine 35 ori 11, 325x minus 7, 7y egal cu minus 66. Și 140 cu minus 7 minus 140x plus 77y egal cu plus 28.
Atunci este o greșeală, poți fi Y plus 1 aici sau altceva, încât, așa cum mi-ai dictat tu, mai citește-te o dată din carte, să vezi dacă nu mi-ai dictat greșit ceva. Da? De 7 ori combinare de 5X plate cât Y, aranjament de 5X plate cât Y minus 1. 4 ori combinare de 5X plate cât Y, egal cu 7 ori combinare de 5X plate cât Y minus 1, sigur, sau Y plus 1? Da, Y minus 1. Da. În condițiile astea, repet, nu pot să descoper greșeala, pentru că am trecut în revistă, n-am avut nicio greșeală. Mai luăm o dată să fim siguri. Deci la aranjament este L de jos factorial supra scăderea lor, iar la combinări vine și L de sus factorial. Da? Asta ne zice formula. Deci, 5x a scăpat, 5x minus y, 5x minus plus 1, deci rămâne 7, egal cu 1 pe 5x minus y, 7, egal cu 1 supra 5x minus y plus 1. Perfect. Și 4 supra y, între ăsta și ăsta, rămâne y aici, egal cu 7 supra 5x minus y plus 1. Am trecut deodată aici, că eu am urmărit acolo, am făcut desfășurat, dar așa am urmărit repede. Și de aici încolo, 7 ori ăsta, egal cu 1. 7 ori 5, 35, minus 7, y, plus 7, egal cu 1. 4, până 5, y, v-ați făcut-o. Nu? Vedem greșeala. Deci nu e la noi greșeala, este o greșeală aici de lucru. Ori y plus 1, ceva nu e în regulă. Da? Așa că nu vă pot da răspunsul. Adică dacă modificăm noi și încercăm să lucrăm cu modificarea respectivă. Dar e puțin probabil să avem șansă. Deci nu avem noi greșeală, ci e greșeală de lucru. Dacă o luăm cu y plus 1, hai să o luăm cu y plus 1, dar nu știu unde să mă duc cu y plus 1. Să o luăm varianta că ar fi y plus 1 aici. Dacă y plus 1, înseamnă doar aici se modifică, da? Și când zicem 5, y plus 1 factorial, nu? Supra da. Diferența 5x minus y minus 1. Minus 1 aici. Minus 1. Deci prima ecuație să o lăsăm neschimbată. 7 egal cu 1 supra 5x minus y plus 1. Când am umblat din loc la ea. Iar a doua va veni între y factorial și y plus 1. Care e mai mare? Y plus 1 este mai mare. Și atunci se duce factorialul de aici cu ăsta tot. Și se duce asta tot care e mai mică cu factorialul de aici. Și rămâne a doua ecuație, 4 supra. Se modifică asta. Deci vine 4 supra, cât vine aici, supra 5x minus y, 5x minus y, este egal cu 7 supra y plus 1. Deci a doua ecuație. Și atunci vine 4 pe lângă y plus 1. Deci ecuația a doua se modifică. 4 pe lângă y plus 1. Egal cu 4 pe lângă y plus 1, egal cu 7 pe lângă 5x minus y. Acum o modificăm doar pe a doua. Vine 4 ori y, 4y plus 4, egal cu 7 ori 5, 35x minus, dar 5x minus x minus 5 acolo. 5x minus y, cred. E 7 pe lângă 5x minus y, aici. 3 minus 7y. Lucrăm la a doua. Și vine acum. Minus 35x. Dus în partea asta.
da, minus 35 x, 4y cu 7y face 11y, plus 11y, deci 4y cu 7y, 11y, egal cu minus 4. Și acum s-a întâmplat să fie 35 minus 3, care duce aici, și aici vine 4y, egal cu minus 10, tot prost. Deci tot prost este. Deci am încercat să modific aici. Mai există varianta să modificăm și asta de sus, luate câte y plus 1. Și atunci, dacă luăm asta, va fi 5x minus y minus 1 aici. Dar ce facem noi acum? Încercăm să vedem dacă găsim greșeala, da? Că altfel, nu știu ce să vă spun, decât doar că nu e greșeala noastră. Și ecuația, prima ecuație, se modifică și vine 7 supra 5x minus y. Că ăsta s-a dus cu ăsta, între ăsta și ăsta e mai mare, ăsta și duce tot ăsta cu factorialul. Și face 7 supra 5x minus y egal cu 1, 1, așa. Și atunci vine 7 egal cu 5x minus y. 7 egal cu 5x minus y. Adică 5x minus y egal cu 7, da? Deci prima ecuație ar fi 5x minus y egal cu 7. Și în a doua rămâne neschimbată, că, adică neschimbată în varianta care am pus tot plus, da? Și ca să reduc pe x, parcă era minus 35x, nu? Uitați, minus 35x plus 11y. Și se reduce. Nu, aici e 5. Da. Mulțesc cu un 7, e prima și ea devine 35x, da, minus 7y, egal cu 49. Da. Și minus 35x plus 11y, egal cu minus 4. Și atunci se reduc și vine aici 4. 4y egal cu 45. Și tot. Tot prost, da? Ar trebui să împartă y, să fie 45 pe 4. Rămâne, să zice, să le combinăm. Am luat-o cu asta cu plus și aici cu minus. Am două cu plus. Și acum luăm asta cu plus și asta cu minus. Adică prima ecuație, asta de aici, am găsit-o în varianta prima ecuație, asta 7 supra 5x minus y egal cu 7, adică 5x minus y egal cu 7, cu ecuația a doua, care am găsit în prima variantă dată de autor. O aveți voi scrisă, da. Cât este? Deci ar fi 5x minus y egal cu 7 și a doua, asta care ați găsit-o voi când am lucrat noi împreună. 20x minus 4 plus 4 egal cu minus 4, nu? Așa. Prima nu mai este cea care era, că am modificat-o. Și acum ar veni ca să mă duc spre varianta reducerii lui x. Înmulțesc. Aici e 4y? Sau cât este? 20x minus 4y? Bun. Să mulțesc aici cu 4. Cu minus 4 chiar. Și devine minus 20x plus 4y egal cu minus 28. Și iarăși e prost, că se reduc acum. Cealaltă este minus 20x, 20x plus 4y egal cu minus 16. Nu, nu-mi dau seama care e greșeala.
Deci este o greșeală de autor. Mergem mai departe. Haideți să mă duc și spre ce mă întrebați voi. Ceva cu binomul lui Newton, da? Și aveți temă? Numai ați conspectat acolo ceva și nu ați înțeles nimic? Sau vă dați și ceva ieșiții? Am făcut o pagină de ieșiții. O pagină de ieșiții. Mai frumos. Hai să vedem. Deci, fără să vă predea, fără să vă zică nimic, o pagină de ghești. V-ați apucat să faci ceva, nu ați făcut nimic. Asta e matematica din România. Vă zic, cum spectați, și luați ghești să le faceți cu voi. De asta e treaba. Și voi disperați, zic, ce să facem, măi? Căutăm pe profund la da? Hai să vedem ce aș face eu. Din ce ați conspectat voi? Ce spune în carte acolo? Ce înseamnă când conspectați? Care e ideea la voi când conspectați din manual? Adică să învățați fără profesor. Ce spune? Citiți-mă leagă la binomul Newton, de autorul și face bun. Știi să mă învețe. Treaba asta. Știi el că voi sunteți fără profesor și că aveți nevoie? Ia să vedem. Ce spune el acolo? Poftim, citește, că eu ascult. Teorema 6, formula lui Newton. Pentru oricare A și B aparțin numerelor reale și N aparțin lui N diferit, N stelat, au loc egalitățile. A plus B totul la N, egal cu combinări de N la... Deci A plus B totul la N, egal cu... Combinări de N factor 0. Așa. A la N plus combinări de N câte 1. A la N minus 1, B la 1, plus combinat de N la 2. La câte două? A la N, puncte, puncte. Cum? A la? A la N. Cum e că doar am? S-a lucrat cu ce obice. De unde ai copiat? De mama. Ai copiat de acolo. Și acum așa începe binomul Newton, teorema, așa începe. N-ai manualul? Formula binomului lui Newton. Teorema formula binomului. De aici începe, nu începe de aici. Începe de aici. Păi am scris și alea, da. Nu s-au părut interesante? Da. Le-am scris. Dar nu ți-ai pus mintea deloc la treabă. Așa ce mai. Începe așa, cu prima, cu a doua, și nu știu ce. Și mai departe, teoremă, demonstrații. Hai, Doamne, Doamne. Băieți, uite, trebuie să vă spun un lucru. Nici eu n-am avut ca elev șansa să am un profesor așa care să ardă pentru când are intrat la clasă. Nu. Făcut liceu la Podul Turcului. Ați auzit Podul Turcului, nu? Deci cel mai renumit liceu din județ. Dar ce am descoperit eu? Am înțeles că cu manualul poți să învăți. Deci, citind din manual și înțelegând printre rânduri, așa, am fost încântat când am descoperit de unul singur niște lucruri așa de interesante. Iată ce spune autorul. El spune așa. Măi, vă amintiți voi când în clasa 8-a ați făcut niște formule? Era vorba așa. A plus B totul la a doua.
Cu cine este egal A plus B totul la 2? A plus A plus B plus B. Așa, egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat. De fapt, egal cu 1 ori A pătrat plus 2 ori AB plus 1 ori B pătrat. Poți să scriu asta. Hai, scrie-mi, hai. Când începe o lecție, tu știi asta. Tu stai așa și visezi, băi, ce frumos. Nu scriu frumos, vezi că nu scriu. Deci, formula asta ce am amintit din clasa 8-a. A plus B tot la 2 face A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Dar cum ai obține-o? Cine, cui o vine în minte formula asta? Te-ai gândit vreo clipă? De unde se apare? A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Cine, cum, vezi tu? Ci că tu că cineva visează noaptea și pune niște formule acolo. Hai să vedem. De unde ar veni A plus B totul la a doua? A plus B totul la a doua înseamnă așa. A plus B pe lângă A plus B, încă o dată. Nu, asta înseamnă la a doua. Se mulțește de două ori. Asta îmi spune. De câte ori se repetă mulțirea? A plus B. Și cum se mulțește două paranteze? Se mulțește fiecare în fiecare. Deci A ori A, A ori B. Da. Se ia primul și se mulțesc cu amul două, da? Deci vine A ori A, cât face? Mihai vorbește. A pătrat. Așa, plus? Plus 2 ori A ori B. A ori B. A ori B. Plus, ai terminat cu A. Cine vine acum în amulție? B ori A. Plus B ori A. Plus B pătrat. Plus B pătrat. Și egal cu A pătrat. Plus 2 AB plus... Că e AB și AB de două ori, 2 AB. Și plus B pătrat, mare brânză. Deci vă zvără de mulțirea două paranteze. Asta e formula. Și acum, și-o mai pus în întrebare. Măi, dar unul ăsta... Ia să facem noi combinări de 2 luate câte 0, deși de 2. Că ăsta, la a doua, da? Ia să facem combinări de 2 luate câte 0. După formulă, combinări de 2 luate câte 0 egal cu... Binomul lui Newton, hai să zic. Binomul lui Newton, da? Binomul lui Newton. Combinăm de la 2 la 3 câte 0 câte este ăla. Spuneți-mi.